Promit că numai dacă sunt consilier vor fi câteva audituri, pentru că acolo s-au făcut câteva găști în anumite sectoare de activitate. Și numai dacă iau domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și vom descoperi de ce orașul arată așa cum arată. Pentru că lucrările sunt dirijate, făcute de oameni fără experiență, făcute în ateliere de proiectare, în bucătării, lucrează unii când fac și cornuleți. Și atunci ne întrebăm de ce arată așa orașul. Vom face la nivelul primăriei și o reformă bugetară, pentru că banii sunt împrăștiați aiurea acum. Bine, toate astea dumneavoastră le veți lua la cunoștințe, pentru că eu, în condițiile în care ajung acolo, chiar dacă nu vom fi pe funcția de primar, vom cere Consiliul Local și Primăriei să vă informeze săptămânal. Știu că nu sunteți obișnuiți cu rigurozități de genul ăsta din partea celor care au fost până acum, dar ar trebui să știți cam tot ca să nu mai întrebați dumneavoastră și să descoperiți după mulți ani ce s-a întâmplat acolo.